and no one else! Istoria asta începe să mă cam năucească. Nopțile mele deveniseră bântuite de vise nu tocmai pacifiste. În tot apăreau imagini ale vechilor războinici. Era terifiant. Câmpuri de bătălie, săbi însângerate, strigăte de luptă, săgeți pătrunzând în corpurile încrâncenate, sulițe strâmpugând aerul cu o viteză uimitoare, se duceau lupte pe viață și pe moarte. Și toți aveau un singur țel, să nu vin. Dintre toți acei luptători, era un războinic venit din negura timpurilor și era de neînvins. Nimic nu-i putea sta în cale. Îl vedeam cum învinge orice adversar, câștiga luptă după luptă. Săgețile și sulițele treceau pe lângă el, parcă le era interzis să-l atingă. Și nicio sabie nu avea putere asupra lui. Era uimitor. Oare cine era acest necunoscut care îmi tulbura gândurile și visele? Aici, în clădirea asta, mi s-a stârnit prima dată curiozitatea despre eroi antici. Aveți idee câți eroi au existat de-a lungul istoriei? Și cu toate acestea, unul dintre ei a fost mai deosebit. Nu că n-ar fi fost și ceilalți, dar... Să zicem că acesta îmi este mie mai simpatic. Frate, ai idee ce tare era ăsta! Mua! Achille Achilles sau Achilleus în greacă antică. Un celebru erou din mitologia greacă. Cunoscut mai ales datorită epopeei homerice Iliada și care a participat la războiul troian din partea grecilor. Achille era fiul zeiței marine Tetis și al muritorului Peleus, regele Mirmidonilor, din Ftia, sud-estul Tesaliei, și nepotul lui Zeus. Se spune că Tetis fusese râvnită atât de Zeus cât și de Poseidon, însă cei doi au renunțat la ea în favoarea lui Peleus, atunci când titanul Prometeu a profețit că ea va aduce pe lume un fiu mai puternic ca tatăl lui. Atunci Zeus a dat-o de soție lui Peleus, care a trebuit mai întâi să o învingă pe Tetis în luptă. Când l-a născut pe Achille, Tetis a vrut să-l facă nemuritor. Achille a fost scufundat în întregime de către mama sa în apele Styxului, însă i-a rămas afară călcâiul de care îl ținea Tetis. Achille avea un călcâi, de fapt avea două, dar în special unul care era vulnerabil. De fapt, și acesta era bun. Dar dacă o săgeată lovea în el, pentru că nu fusese protejat, îl făcea pe eroul antichității grecești vulnerabil în luptă. Numai acolo în luptă devenea călcâiul său vulnerabil și din această cauză putea să moară. Până atunci, eroul mergea singur pe picioare și prea mulți ucisa el în lupte. Călcâiul său a intrat în istorie după ce a pățit-o. Iliada lui Homer este cea mai cunoscută relatare a faptelor lui Achille din timpul războiului troian. Epopeea homerică acoperă doar câteva săptămâni din cadrul războiului, dar nu prezintă moartea lui Achille. Așa cum a prezis Hector, când se afla în pragul morții, Achille este ucis de către Paris. O variantă spune că zeul Apollo a îndreptat săgeata lui Paris către călcâiul lui Achille, unicul său punct sensibil, în timp ce eroul Aheu se afla pe câmpul de luptă.
După moarte, în cinstea eroului sunt ținute jocuri funerale, iar oasele lui sunt așezate cu cele ale lui Patrocle și Antilochos. Arctinus din Miletus menționa în epopeea sa pierdută despre războiul troian că Ahile își trăiește viața de după moarte împreună cu Elena pe insula Leuche. Ok, cam asta e tot. Până data viitoare... Dar nu trebuie să fac așa ceva. Pur și simplu se termine când Ahile îl bate pe ăla și atâta. Ce trebuie să mai intervin și eu cu ceau? E enervant. Nu-mi place. Ce pui mai râzi? Ce e așa amuzat? Atât! Nu mai amuzant! Ceau, e prea sec! Da mai e bună data viitoare!